magie sau tehnologie. Hai să vezi cum se instalează folia Alien Surface pe un MacBook Pro M1. Îți recomand să faci acest lucru seara sau într-un moment în care nu pleci cu laptopul, n-ai nevoie de el și nu-l transporti nici într-un ghiozdan, de exemplu. Înainte să începem instalarea, trebuie să curățăm foarte bine zona de lucru și să ne pregătim cu toate accesoriile din kitul de instalare. Folia, gelul, paleta, microfibra, instrucțiunile, dar și laptopul pe care urmează să aplicăm folia, bineînțeles. De reținut este faptul că avem nevoie de un mediu curat, fără praf, fum sau scame, care să ne permită aplicarea corespunzătoare a foliei. Iar dacă te gândești că îți trebuie și îndemânare, ei bine, aceasta este doar opțională. Este foarte important să avem mâinile curate, în special vârfurile degetelor în timpul instalării foliei și la fel de curat trebuie să fie și dispozitivul, iar pentru el vom folosi Alien Cleaner. Acesta, odată deschis, îți recomandăm să-l menții împăturit pentru a evita uscarea. După ce am finalizat degresarea, ștergem cu Alien Microfiber pentru a ne asigura că nu a rămas nicio impuritate pe MacBook și repetăm acest pas de fiecare dată când trecem la o altă bucată de folie. Aplicăm pe degete gelul pentru a ne asigura că nu lăsăm amprente pe partea lipicioasă a foliei și desprindem de pe suport folia care urmează să fie montată. Pulverizăm Alien Gel pe partea lipicioasă a foliei de la o distanță de 5-7 cm. Folosind degetul, întindem apoi uniform gelul pe toată suprafața lipicioasă. Datorită gelului, aceasta va deveni nelipicioasă pentru aproximativ 5 minute. Și nu e niciodată prea mult gel, așa că dacă simți nevoia, mai pulverizează încă puțin. Acum vom așeza folia cu partea lipicioasă în jos. Datorită faptului că are gel pe ea, aceasta va putea fi poziționată ușor la distanțe egale față de margini. În cazul în care folia glisează greoi, trebuie doar să o ridicăm și să pulverizăm mai mult gel. Și dacă nu s-a aliniat perfect, să știi că nu este niciun fel de problemă, pentru că poți repeta acest pas de până la 7 ori. Ceea ce trebuie să reții este totuși că nu trebuie să treci la pasul următor până când folia nu este poziționată perfect. Și bineînțeles că la fel vom proceda și pentru partea din spate a laptopului, cu mențiunea că aici avem 4 decupaje pe care le vom potrivi, fiind astfel și mai simplu de aliniat. Aplicăm apoi folia și în interiorul laptopului pe porțiunea pe care stăm de obicei cu podul palmelor. Vom umezi paleta Alien Squeegee cu Alien Gel pentru a aluneca mai ușor pe folie și evităm astfel întinderea sau deplasarea ei. Eliminăm gelul și bulele de aer cu paleta, dinspre centru spre margini și niciodată nu e prea mult gel, așa că poți adăuga oricât de mult simți tu nevoia. Ștergem excesul de gel de pe dispozitiv cu Alien Microfiber, dinspre centru spre exterior, cu atenție la marginile foliei care pot căpăta scame. Acum că folia este instalată, reduc pe cât de mult posibil transportarea și utilizarea laptopului pentru 8 ore, acesta fiind timpul necesar pentru fixarea fermă a foliei. Reține faptul că bulele de lichid sau micile imperfecțiuni rămase dispar în 24, maximum 48 de ore. Fii Alien pe viață! Noi îți înlocuim folia de pe device ori de câte ori este nevoie, indiferent de motiv. Păstrează folia, suportul ei și sticluța Alien Gel pentru a beneficia de programul Alien pe viață.